Hipopotamii arată înfiorător, dar adesea oamenii le subestimează caracterul neînfricat și setea de sânge. Și între timp, aceștia nu sunt niște drăguți. Anual ucid mai mulți oameni decât leii, crocodilii și leoparzii împreună. Dacă vă îndoiți în asta, iată dovada că hipopotamii pot fi foarte nemeloși și cruzi. Haideți să vedem cu cine se luptă cel mai des, așa că puneți un like și să începem! Giganții și crocodilii duc o luptă continuă și arată ea într-adevăr epic. Fălcile crocodilului au o putere enormă, în timp ce hipopotamul poate să se laude cu dimensiuni impunătoare. Să învingă un hipopotam poate un elefant sau un grup mare de lei. În gura acestui uriaș încape un cap de crocodil. Reptila la rândul ei puțin probabil că poate să deschidă gura atât de larg pentru ca în ea să încapă un cap de hipopotam. De aia giganții sunt de obicei cei care se iau de reptile și invers, pentru a scăpa de gigant e nevoie de un grup întreg de reptile. Asta se întâmplă foarte rar. Crocodilii de obicei vânează în singurătate și aleg o pradă mai ușoară. În luptele dintre cei doi, crocodilii cedează de cele mai multe ori și preferă să fugă. Nu trebuie să căutăm mult careva exemple. Iată unul dintre ele. Crocodilul încearcă să înoate cât mai departe de hipopotam. Acesta îl urmărește, dar nu îl apucă. Iată un exemplu viu. Un pui de hipopotam încearcă să provoace la luptă un crocodil matur. El este agitat, dar nu încearcă să atace, necătând la faptul că adversarul lui este tânăr și fără experiență. Putem trage concluzia că pentru reptile giganții nu sunt deloc o pradă ușoară. Fix asta se întâmplă și pe uscat. Hipopotamul miroase coada reptilei, dar nu arată agresivitate. Alți doi hipopotami din apropiere la fel nu par a fi agresivi. Hipopotamul doar umblă prin jurul lui, obligându-l pe crocodil să se retragă în apă. Acești luptători nu au ales cel mai bun loc pentru a-și compara puterile, un râu plin de crocodili. Adevărat e că reptilele îi deranjează cel mai puțin în acest moment. Acești doi masculi au decis să se lupte nu în apă, ci într-o piscină de noroi. Determinând cine este șeful mlaștinii, câștigătorul pleacă, lăsându-l pe cel învins să-și vindece rănile în singurătate. Din motive evidente, leii atacă foarte rar hipopotamii, căci ei pot să se opună rapid. Uitați-vă și singur, acest hipopotam aproape că a ucis cu o singură mișcare a fălcilor un leu. Pisica desigur că a avut de suferit, dar totul putea să se termine mult mai tragic. Necătând la dimensiunile lor enorme, hipopotamii se mișcă foarte rapid. Să prindă un individ matur poate doar un grup de lei experimentați. Dacă leii atacă puii, îi așteaptă răzbunarea în chipul unei mame furioase. În perioada de secetă, animalele își găsesc cu greu mâncare și apă, bogată în nutriție. În această perioadă, hipopotamii devin mai furioși și își păzesc teritoriul cu gelozie, atacând adversarii pe care îi ignoră în circumstanțe normale. Iată aici, hipopotamul încearcă să-l alunge pe leul ce a venit pe teritoriul său, lângă apă. Leul nu vrea să se lupte, dar hipopotamul este hotărât. Se liniștește doar atunci când leul, printr-un salt rapid, cedează și pleacă. Se calmează fiindcă este tânăr și puțin probabil să iasă învingător din această luptă. Gheparzii. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă hipopotamii ar alerga la fel de rapid ca gheparzii. Nu puteți? Atunci, simularea 3D va face asta pentru voi. Desigur că hipopotamii sunt periculoși, dar oamenii cred că sunt mai puțin periculoși decât crocodilii. Să luăm acest cuplu, hipopotamul și ghepardul. Dacă în locul uriașului ar fi crocodilul, probabil că ar ataca primul. Uriașul pare încet și calm, atacă doar dacă simte un pericol real. Această baltă este plină de un grup de lei care trebuie alungați cu orice preț. De aproape se văd bine cicatricile de luptă pe corpul hipopotamului. El urmărește cu încăpățânare prădătorul, sugerând că va trebui să găsească un alt loc pentru picnicul în sânul naturii. Acest mascul uriaș se pregătește să se lupte cu un leu matur. Gigantul îl forează pe inamic cu privirea de parcă gândindu-se cum ar trebui să acționeze. Se apropie din lateral, obligându-l pe leu să sară într-o parte. Atunci devine clar de ce are nevoie hipopotamul. De o baltă cu noroi în care poate să se bălăcească așa cum îi place lui.
Rinocerii sunt niște animale neînfricate care pot să lupte cu oricine din familia pisicilor și aici desigur că avem în vedere leii. Aceștia vânează rinocere în grupuri, căci ei au o armă serioasă și probabilitatea de a primi o rană gravă într-o luptă 1-1 este foarte mare. Dar ce se va întâmpla dacă rinocerul se va întâlni cu hipopotamul? Grăsanul pare că îndepărtează o parte dintr-o arie cu vocea nemuritorului Luciano Pavarotti. Rinocerul nu pare deloc surprins de asta. Rinocerul a venit pe teritoriul hipopotamilor și au decis să concureze care dintre ei va striga mai tare. Rinocerul nu vrea să participe, stă și îi ascultă pe adversari, dar la un moment dat concursul devine agresiv și e clar cine a învins. Un rinocer singuratic vrea să se împrietenească cu hipopotamii care se răcoresc în apă. Celor roz, impulsul rinocerului li se pare deplasat. Ei încearcă să-l alunge pe oaspetele neinvitat și îl mușcă de câteva ori. Lupta continuă 40 de minute și rinocerul se retrage. În curând va pleca să locuiască în altă rezervație naturală, cu semenii săi. Nu va mai fi obligat să se lupte pentru atenția altcuiva. Însă cei doi giganți nu se luptă mereu. De exemplu, acești doi porumbei s-au întâlnit pentru alte chestii. Putem oare noi să-i învinuim? Dragoste la prima vedere, nu altceva. Aleargă unul după altul prin iarbă și par să se comportă foarte afectuos. Bonnie și Clyde din lumea animală. Cerb și căprioare. Acest hipopotam este deranjat de câini hienă. Aceștia i-au adus în piscina lui de noroi o căprioară. Acum stau la mal și sar de pe un picior pe altul în așteptarea unei cine delicioase. Hipopotamul știe sigur ce trebuie să facă ca să întoarcă liniștea din jur, să-i dea haitei ce e de ce are nevoie. Hipopotamul și hienele primesc ce vor, iar căprioara, ei bine, se pare că astăzi n-a fost ziua ei norocoasă. Această gazelă a stat în calea unui grup de hipopotami și uriașii nu i-au organizat cea mai caldă recepție. După cum vedeți, crocodilii nu sunt unicii predători din savana africană. Hipopotamii atacă o gazelă care încearcă să treacă pe celălalt mal al râului. Încă o căprioară se trezește în locul nepotrivit și la timpul nepotrivit, încercând să scape de haita de hiene. Ajunge direct la hipopotamul care nu vrea să fie deranjat. Gigantul duce căprioara la mal unde stă haita înfometată. Bivolii africani se consideră unele dintre cele mai periculoase animale de pe continent. După numărul victimelor umane, nu rămân cu mult în urma hipopotamilor. Aici, hipopotamul a deschis larg gura pentru a-l anunța pe bivol despre atacul care urmează. Bivolul nu are de gând să se retragă. Fără să închidă gura, uriașul se aruncă peste bivol și îl împinge în apă. În această secvență video, un bivol și un hipopotam încearcă să se lupte, dar se pare că doar se prefac. Bivolul dă din cap, iar hipopotamul se face că îl mușcă. Se pare că sunt niște actori ai teatrului sălbatic. Un grup de bivoli ajunși la apă dau de un hipopotam. Încep să se adapte în liniște, dar apoi hipopotamul înnebunește și începe un scandal, de parcă ar fi un copil de 3 ani. Bivolii se uită unul la altul și încearcă să înțeleagă ce nu e în regulă cu acest grăsan. Un grup de câini hienă conduce o antilopă tânără spre râu. Aceasta umblă dintr-o parte în alta căutând să se salveze. Tamtamul de la mal atrage atenția unui hipopotam mare. El obligă victima să intre în apă. În acest timp, pe mal apare o antilopă mai mare. Cel mai probabil că e mama care a venit să-și salveze puiul. Ea luptă cu câinii, dar ei câștigă prin superioritatea numerică. Hipopotamul enervat încearcă să alunge câinii, dar ei din nou își mută atenția pe antilopa care înoată. Unul dintre câini se aruncă în apa noroioasă și încearcă să prindă prada. În cele din urmă, antilopa, fără putere, se scufundă. Hipopotamul, enervat că a fost deranjat, sperie câinii și aruncă corpul antilopei în aer. Grupul de câini stau pe mal și urmăresc cum prada lor se scufundă. Azi cineva va rămâne fără cină.
câinele hienă. Aceștia de obicei nu vânează hipopotami, dar hipopotamii urăsc câinii hienă din toată inima. Când aceștia vânează, uneori ajung pe teritoriul giganților, fac gălăgie și îi încurcă să se odihnească. Puțin probabil că le e teamă de acești câini. Mai bine zis, sunt iritați că au niște vecini atât de enervanți. În acest video, câinii hienă deranjează un hipopotam. Puțin probabil că vor ceva de la el, doar se distrează. Nici nu încearcă să atace hipopotamul, căci sigur nu va ieși nimic bun din asta, chiar dacă se vor aduna într-un grup uriaș. La urma urmei, câinii, crezând că au lucruri mult mai importante de făcut, pleacă. În fața dumneavoastră se află încă un gigant care are de gând să se tolănească în noroi sub soare. Ghiciți cine îl încurcă? Câinii hienă. Ei nu vor evita ocazia să îl enerveze pe vecin. Nu există vreun rău real din partea lor, ei doar îl deranjează prin prezența lor. Dacă câinii hienă nu ar invada teritoriul hipopotamului, nu i-ar fi niciodată onorat cu atenția sa. Haita e mare și este în permanentă căutare de pradă, deci e gata să o urmeze oriunde, chiar și pe teritoriul hipopotamului. Se cunoaște că hipopotamii devin nervoși când prădătorii gen crocodilii se apropie prea tare de ei. Ajută involuntar victimele acestor prădători. Ce mai contează, voluntar sau nu, dacă victima reușește să scape de moarte între fâlcile crocodilului? Două reptile încearcă să mănânce dintr-o antilopă care se luptă pentru viața sa. Ea înoată pe lângă un grup de hipopotami care încearcă să alunge reptilele enervante. Dar e deja prea târziu. Sau nu? Ce părere aveți? Un mic hipopotam și o antilopă au decis să-și organizeze o zi de spa în aer liber. Îi așteaptă împachetări cu noroi și alte proceduri la modă, cu folosirea produselor cosmetice organice, care nu prezintă pericol pentru animale. Mâine dimineață se vor întoarce la viața lor obișnuită. Un hipopotam urmărește o antilopă traversând râul. Aceasta rămâne blocată între reptilă și gigant. Reușește însă să se salveze. Bărcile. La prima vedere se pare că după barcă înoată vreun rechin sau o balenă, dar uitați-vă mai atent, este un hipopotam. Oamenii ar trebui să fie stresați un pic. Chiar în fața ochilor dumneavoastră, victima hipopotamului devine încă o barcă. Din fericire, totul s-a terminat cu bine. În aceste imagini vedem lacul Victoria din Kenya. Turiștii văd în depărtare un hipopotam. Animalul se uită atent la barcă, apoi se aruncă în urmărire, creând niște valuri enorme. Să fim de acord, în asemenea circumstanțe este greu să fii calm. Anual, hipopotamii ucid aproximativ 3000 de oameni. Bine că turiștii au ales o barcă rapidă. Acest hipopotam apare pe deasupra apei ca să ia o gură de aer. Oamenii din barcă însă se panichează și încearcă să se îndepărteze cât mai rapid. Întâlnirile cu hipopotamii sunt dese, dar animalele nu au mereu intenția de a ataca. De exemplu, în acest video, hipopotamul înnoată la suprafață și împinge caiacul cu capul. Cel mai probabil era din întâmplare. Nici în timpul zilei nimeni nu este asigurat de întâlnirile cu acești giganți. Shit! Shit! Gigantul acesta își face vânt și lovește mașina, încercând să îl muște pe unul dintre pasageri. Turiștii. Se pare că acest hipopotam urăște să fie privit, așa că lovește mașina în care stau turiștii. Hey, hey, hey. Oh, shit. Hipopotamul iese în noaptea pe drum și, ca prin minune, evită ciocnirea cu o mașină. Din cauza dimensiunilor, hipopotamii sunt considerați lenți și stângaci, dar aceștia pot dezvolta o viteză destul de mare și pot să arunce o mașină de pe drum, în caz că își doresc asta cu adevărat. Nici aici n-a avut, din fericire, nimeni de suferit. Doi hipopotami se grăbesc la apă ca niște liceeni care au decis să se răcorească în lac după ore. Această zebră nu poate trece râul și hipopotamii vor să afle de ce. Dungata este ținută de un crocodil care se află sub apă. De la început nu se vede, apoi la suprafață apare coada lui. Hipopotamii se apropie și sperie crocodilul. Zebra reușește să se salveze.
Migrarea zebrelor este unul dintre cele mai impresionante lucruri pe care le poți urmări într-un safari. În timpul migrației se întâmplă de toate. Iată de exemplu un crocodil care prinde o zebră, iar doi hipopotami îi fură prada. Giganții sunt în mare parte erbivori, dar uneori poți să-i vezi cu o bucată mare de carne în gură. Nu e clar cât cântărește zebra, dar hipopotamii, din video, mănâncă fără să se rușineze, alungând crocodilii flămânzi timp de 45 de minute. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, voi ați văzut vreodată în realitate hipopotami? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!